În psihologie, triada întunecată reprezintă o suită de trei trăsături de personalitate: narcisism, psihopatie și machiavelism. Dacă i-am întrebat pe fiecare cine are cea mai întunecată personalitate, răspunsurile ar suna cam așa. Narcisistul ar spune: eu. Psihopatul ar spune: nu-mi pasă. Iar machiavelicul ar spune: cine vreau eu. Persoanele care înregistrează punctaje ridicate la aceste trei trăsături au mai multe șanse să comită infracțiuni și să creeze probleme grave în societate, în familie și în organizații. De aceea, cercetarea triadei întunecate este utilizată pe scară largă în aplicarea legii, în psihologie și în afaceri. Iată o prezentare generală a ceea ce știm despre ele. Narcisistul manifestă forme de grandomanie, infatuare și superioritate. Nu dorește decât să fie admirat tot timpul. Odată ce obține acest lucru, este rar interesat de alte persoane. Dacă îi pasă, este doar pentru a-și îmbunătăți statutul. Motiv pentru care îi place să se împrietenească cu persoane de succes. Această tipologie pare a fi îndrăgostită de ea însăși, dar la baza ego-ului umflat se află adesea sentimente adânc înrădăcinate de inferioritate. Pentru a-și proteja sinele construit, narcisistul nu admite niciodată că greșește, motiv pentru care minte sau dă vina pe alții. Machiavelicii sunt lipsiți de principii, reci și au o perspectivă cinică asupra celorlalți. Le plac banii, puterea și câștigul. De aceea manipulează orice și pe oricine, cu scopul de a obține ceea ce își doresc sau pentru a exploata pe alții. Dacă manipularea nu funcționează, fură sau trădează. Cei cu punctaje ridicate în spectru consideră că este mai bine să fii temut decât să fii plăcut, că trebuie să-i ofensezi pe ceilalți ca o strategie pentru a-i controla. Când ești psihopat, par rece și ceilalți te consideră înfricoșător. De asemenea, arăți puțin sau deloc teamă, acționezi impulsiv și îți plac emoțiile intense. Cei cu punctaje ridicate în spectru nu formează legături emoționale. Rezultatul este o lipsă completă de compasiune, ceea ce înseamnă că nu-i deranjează să fie răutăcioși. Dacă se întâmplă ceva îngrozitor, adesea nu simt niciun regret sau vinovăție. Cercetările ne arată că bărbații înregistrează scoruri semnificativ mai mari la toate cele trei trăsături în comparație cu femeile. Deși aceste trei personalități sunt distincte din punct de vedere empiric, ele se suprapun. Apoi, clinic vorbind, atât narcisismul cât și psihopatia sunt considerate tulburări mentale, în timp ce machiavelismul nu. Faptul că natura sau educația sunt responsabile de astfel de trăsături a fost într-o oarecare măsură răspunsul studiilor asupra gemenilor, care arată că narcisismul și psihopatia dețin componente genetice similare. Machiavelismul pare să fie mai puțin răspândit în rândul perechilor de gemeni. Cu toate acestea, mediul contează și în cazul lor. Un psihopat poate transmite nu numai genele sale, ci poate influența un copil prin comportamentul său. Un tată machiavelic împărtășește cu fiul său nu numai materialul genetic, ci îi poate arăta și toate trucurile sale. Fiul unui narcisist nu primește doar cromozomii tatălui său, ci poate trăi și experiența perfecționismului său. În cadrul celor 5 mari trăsături ale personalității, cunoscute și ca ocean, triada întunecată se corelează pozitiv sau negativ. Narcisiștii și psihopații sunt adesea deschiși la idei noi și extravertiți. Psihopații și machiavelicii au conștiinciozitate scăzută. Toate cele trei tipuri de personalitate înregistrează scoruri scăzute la amabilitate. Și psihopații sunt greu de afectat emoțional. Orice s-ar întâmpla, îi lasă reci. Putem explica evoluționar aceste trăsături ca o strategie sexuală. Mulți dintre noi urmărim o viață fără peripeții. Investim în relații pe termen lung, avem copii și petrecem timp ca să-i creștem. Poate că trăsăturile triadei întunecate au supraviețuit deoarece căutau optimizarea către o viață mai alertă. Strămoșii lor trăiau într-o lume imprevizibilă și periculoasă. Din cauza unei vieți mai scurte, căutau mai mulți parteneri sexuali, nu petreceau timp crescând copiii și nu investeau în relații umane. Acest lucru poate explica și de ce prosperă în medii competitive, cum ar fi corporațiile. Aici un machiavelic poate folosi farmecul și insultele pentru a-i manipula pe ceilalți. Narcisistul poate miza pe aspectul său, iar psihopatul pe amenințări fizice.
deoarece toți trei sunt lipsiți de compasiune, adesea se înghiontesc până ajung în vârf. Astfel, cele trei trăsături întunecate sunt bine reprezentate în poziții de conducere. Dar există și dezavantaje. Dacă mintea ta a fost programată să fie impulsivă, agresivă și egoistă, ai mai multe șanse să faci abuz de droguri, să te simți exclus, să suferi de depresie sau să ajungi la închisoare. De aceea, poate că nu ar trebui să găsim doar modalități de a ne proteja de aceste minți întunecate, ci și să avem empatie față de ele. Până la urmă, poate că nu au ales să fie astfel. Ce credeți despre voi? Ați moștenit unele trăsături ale triadei întunecate? Dacă e așa, și dacă sunteți conștient de ele, ați dezvoltat strategii pentru a le face față? Împărtășiți-ne gândurile în comentarii, citiți descrierea pentru a aprofunda subiectul și pentru a găsi link-uri, surse și informații relevante. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.